spuneți-mi ce a greșit Carol al doilea în acest interbelic. Carol al doilea a greșit totul, aș spune. Eu cred că situația noastră, situația s-a deteriorat prin concursul a trei factori. Unul a fost că instituțiile țării nu erau pregătite să preia șocul votului universal. Deci un factor de destabilizare a instituțiilor politice românești a fost votul universal, care a introdus un aleator, un arbitrar în opțiunea politică pe care aveam 26 prin prima electorală, această reintroducere a unei cauțiuni cenzitare, practic, asupra votului universal. De-abia aceasta a echilibrat oarecum și vedeți că în decembrie 37 n-a mai funcționat, pentru că niciun partid n-a mai putut să ia prima electorală și atunci Carol a putut numi niște minoritari din punctul de vedere al câștigării alegerilor să formeze guvern, mă refer la Goga și Cuza, Ace Cuza. Ăsta a fost primul element. Al doilea element au fost ambițiile de conducere personală ale regelui Carol II și al treilea a fost introducerea în viața politică a asasinatului politic ca modalitate legitimă de acțiune de către legionari. Și din dialogul acesta între pretențiile autoritare ale lui Carol II și impozițiile violente, irresponsabile ale legionarilor, a rezultat treptat un aer din ce în ce mai irrespirabil, care a condus la disoluția sistemului partidelor politice, reorientarea unei părți din electorat spre variantele extremiste. Legionarii în 37 în decembrie au obținut aproape 16% din voturi, e foarte mult, în condițiile în care partidul lui Goga obținuse 9%, și a condus la reformele instituțiilor politice pe care le cunoaștem. Sunt legile rasiale pe care le-a introdus guvernul Goga-Cuza la începutul anului 1938, inacceptabile într-un stat de drept, apoi lovitura personală a regelui Carol II, care în februarie impune o nouă constituție, care abrogă Constituția din 23, care e o constituție în care regele nu doar că domnește, dar și guvernează, conduce în mod personal, și apoi este anul dezastros 40, în care noi nu ridicăm armele pentru a face față ultimatului din 26 iunie al sovieticilor și acceptăm cele două ciuntiri în mod pasiv. Cele trei și cadrilaterul. Cadrilaterul nu mă refer la el, pentru că pe acela nu l-am meritat. Cadrilaterul a fost un teritoriu cucerit de dragul cuceririi, în urma războiului balcanic, prin pacea de la București, pe care noi am făcut-o în 1913. Ăla, Iorga a avut întotdeauna opinia că ăla nu era al nostru și nu-l pomenesc. E vorba de ciuntirile din nord-est și din nord-vest. Ciuntire care, vreau să vă spun, pasivitatea cu care am asistat la acele ciuntiri s-a văzut atunci printr-o rușine care și o durere pe care au resimțit-o toți, dar pe termen lung i-a aviciat profund poziția noastră față de noi înșine și față de capacitatea noastră de a acționa liber în istorie. Ne-a handicapat constant și fără să ne dăm seama, ceea ce e foarte grav, că suntem bolnavi fără să știm sursa bolii. Da, bine, și apoi a fost regimul lui Antonescu, care a fost un regim de război, faptul că nu am putut să ne oprim unde trebuia, după aceea bolșevizarea țării, din dezastru în dezastru. Regele Carol II nu a avut un rol strălucit în această ecuație a escaladării de gringoladei, în ciuda enormelor sale calități personale. Omul era foarte cultivat, era un om șarmant, cum ar spune cei care l-au cunoscut. În plus, avea o reală abilitate diplomatică, dovadă ce au putut să obțină, destructiv, din păcate. Avea foarte multe calități pentru a fi un monarh bun, mai puțin buna voință pe care a avut-o cu asupra de măsură Carol I, nepotul lui Ferdinand I, și a dovedit acest lucru Mihai I-ul, care încă trăiește. Dar rezistența în fața dictaturilor și a pactului Ribbentrop-Molotov n-ar fi dus la raderea României de pe harta Europei? Aveți exemplu Finlandei. Acolo era un caz cu totul particular. Ar fi putut și România să devină un caz cu totul particular? Mă întreb. Dacă ar fi vrut Antonescu, s-ar putut întâmpla? Dacă el, ca persoană, ar fi dorit-o? Nu era el în situația să facă asta. Era regele Carol II în situația să facă asta.
pentru că ultimaturile au fost sub Carol al II-lea. El a fost adus pe o formulă complet nefericită de stat național legional. Da. Ideea de la care am pornit este următoarea. Dacă interbelicul sau nu a avut un rol de model, da, a avut un rol de model extraordinar, fascinant. Și anume, într-atât de fascinant, încât a devenit un obiect pur al reveriei, depășindu-și în mare măsură conturile reale. Eu cred că cartea lui Sebastian, jurnalul lui, care îl pune acum pe Sebastian într-o lumină cu totul extraordinară, ca martor esențial al epocii pe care, asupra căreia jurnalul se pronunță, mă refer la perioada 35-45, 44 decembrie, el în 45 moare, asasinat, cum mi-ați spus. Nu, e o ipoteză. Nu pot să fac eu asemenea declarații, dar se pare că camionul acela rusesc care l-a călcat la colțul străzii Batiuște, îmi spun unii, a apărut după ce Sebastian a anunțat că va scrie în Liberal. Da. Se putea întâmpla, nu? Altfel, un accident stupid care are și el nevoie de explicații. Interesant ce spuneți despre acest jurnal Sebastian, care va fi curând în interic, în actualitatea noastră, toată lumea va discuta după ce va fi lecturat cu profunzime. Ce anume, care este lecția acestui jurnal? Ne face să privim interbelicul cu un ochi care să nu mai mistifice în sensul fascinației, ci să vedem lucrurile la dimensiunea lor. Sigur că a fost o epocă pentru România extraordinară. Pe de altă parte, să vedem că defectele pe care acum le acuzăm și le numim paragină morală a României erau nu innuce, ci foarte active, vioaie, încă de atunci. Să remarcăm că această complezență în colaboraționism, dar nu cu o forță de ocupație, ci cu răul ca atare, care poate merge de la venial până la sinistru, tipul de irresponsabilitate, de șmecherie bășcălioasă, de a lua în derâdere lucrurile serioase sau pur și simplu de a nu fi demn în raport cu un angajament pe care ți l-ai luat, sunt deja foarte prezente atunci. Sebastian aruncă o lumină foarte crudă asupra acestor relații care erau în lumea inteligenței românești pe vremea aceea. Unii ies foarte șifonați, cum este Camil Petrescu, care e prezent cu un comportament. Dar un om la inteligența lui Sebastian, cum vă explicați naivitățile lui? Pentru că sunt naive toate atitudinile lui, începând de la prefața lui Ionescu până la credința în dreptate și moralitate, când societatea nu avea nici fel de consistență morală. Eu cred că poziția lui Sebastian nu a fost naivă, a fost în sens superior realistă. Mă iertați că vă contrazic. Cred că a fost poziția unui om care a pus mai presus de identitatea gregară, adică identitatea care rezultă din apartenența la un grup, a pus mai presus de acestea. El aparține unei etnii înainte de toate. Înainte de toate, cred că omul își aparține nu limbii în care s-a născut, vorba lui Renau, ci își aparține lui însuși. În cazul lui Sebastian, el aparținea opțiunilor pe care le avea, el aparținea tipului de prietenilor pe care i-a avut și care n-au avut ceea ce dumneavoastră ați numit naivitatea lui, au avut un realism prost și s-au orientat spre formule care au rupt această prietenie. Vreau să vă spun că poziția lui Sebastian este o poziție care arată în ce măsură virtuțile aparent slabe de civilitate, atașament față de prietenie, punerea mai degrabă a rezonabilului mai presus decât a nerezonabilului. Toate astea care par slabe și neputincioase, în fond oferă singura bază pentru o societate respirabilă. Pentru că ceea ce se vede în jurnalul lui Sebastian sunt etapele prin care societatea românească a devenit cu timpul irrespirabilă. E bine, atunci se petrecuse în mic o repetiție pentru ceea ce etalat a existat zeci de ani în România. Asta este abisal acolo. Este ca și când am avea un ocean întors prin care Sebastian, dacă ar fi avut virtuți profetice, nimeni nu are, ar fi putut să vadă ce se va întâmpla în România după ce, schimbând dreapta cu stânga, fenomen complet nesemnificativ, lucrurile se vor pleșcăi pe o lungă perioadă de timp, implicând mediocritate, distrugere, mutilare, etc.